Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru următoarele 3 luni de zile, o etalare aproape personală, un oracol aproape personal pentru zodia Capricorn, ascendent Capricorn. Să vedem zodia Capricorn. Ce energii se confruntă în următoarele 3 luni de zile? La ce se poate aștepta? La o întâlnire importantă, la un eveniment. Poate și o ocazie favorabilă, norocoasă, sau sperați voi la o ocazie favorabilă, veți avea și parte de niște răutăți, rivalități. Dragostea și scrisori, acte, faceți niște acte, scrieți ceva, poate, sau primiți declarații de dragoste, să știți, în următoarele 3 luni de zile, zodia Capricorn, ascendent Capricorn, faceți un contract de suflet, să zic așa, vă puteți îndrăgosti și veți schimba mesaje cu persoana iubită, veți vorbi prin SMS-uri, prin scrisori, prin e-mail-uri, cumva faceți un schimb de mesaje. Se scrie o poveste de dragoste, cumva. Vedem ce spun cărțile. Pentru zodia Capricorn, așadar, zodia Capricorn, wow! Wow! Ce interesant! Puțin cam ca și la fecioară, aș putea să spun energiile. Se vede că energiile zodiilor de pământ sunt asemănătoare. Pentru că s-au așezat într-un fel mai mult sau mai puțin cam aceleași energii, doar poate o altă ordine. În luna ianuarie, să știți că vă văd aici cu mult noroc, cu ocazii de succes. Dacă nu l-ați avut, îl veți avea până la sfârșitul lunii. Vă văd aici cu oportunități. Aveți într-adevăr și rivalități, poate discuții, rivalități pot fi și în relația de cuplu. Dar vă văd că aveți și ajutor, sprijin, poate și pe sănătate. Poate unii dintre voi aveți ceva de clarificat și pe sănătate. Vă cam stresează ceva și va trebui să vă ocupați și de sănătate. Sau e vorba de sănătatea cuiva. Aici cumva aveți ceva de clarificat pe o sănătate. Dar aveți noroc. Văd că aveți noroc în ciuda unei rivalități, în ciuda unei situații puțin de concurență, ceva pe servici sau pe altceva, dar în orice caz veți avea și motive de mândrie sau le aveți deja. Ați avut niște întâlniri poate importante unde ați ieșit puțin în evidență, unde v-ați pus în valoare, să zic așa, talentul. Văd că au curs oportunitățile de bani, poate de câștiguri. Ați avut un succes sau veți avea un succes, un triumf asupra unor situații de rivalitate, să vă învingeți dușmanii. Pentru luna februarie vin daruri, cadouri și o poveste de dragoste. Sunt speranțe de a vă întâlni cu o persoană bogată sau chiar să vă îmbogățiți. Dar cumva pot fi și situații puțin așa, cineva să profite cumva, sau voi veți profita, poate sunteți chiar voi această persoană care nu veți scăpa niciun prilej să vă mai puneți un ban în plus în buzunar sau să vă îndrăgostiți, să profitați de o poveste de dragoste, să plecați pe undeva doar voi doi, să vă luați câte o vacanță. Deci vă văd aici cu dragoste și bani în luna februarie, dar poate și cu o doză de neîncredere într-o relație sau și legate de afaceri. În orice caz, în general, aveți succes și noroc. Și în luna martie văd aici că aveți vești, dragoste, întâlniri, poate chiar un contract, un parteneriat, poate chiar și o cerere în căsătorie, poate chiar și un eveniment de căsătorie. Vin vești, dar aveți și gelozie. Deci luna martie vine și cu gelozii, cu rivalități, cu fake news-uri, bârfe, bârfe de familie, bârfe de relații, bârfe de contracte, bârfe de tot felul. Aici, să zic așa, persoane care mai cârcotesc, aveți de-a face cu niște cârcotași, să le spunem așa, poate în luna martie, și văd că și surpriza vă este tot un cârcotaș aici, cineva care vă poate dezamăgi aici, o persoană, pentru că este puțin cam gică contra sau exagerează cu ceva. Da, aveți o rivalitate, aveți o gelozie din partea unei doamne puțin invidioase și geloase, o persoană singură, văduvă, despărțită. Aici cumva apare o persoană falsă, o persoană de neîncredere. Și în luna februarie să știți că dacă sunteți înțelepte, aveți mare succes, poate chiar și vorba de o moștenire, de un job, ceva care apare în luna februarie pentru voi, un succes. Și în dragoste, într-adevăr, sunteți gelozite. Aici, pentru că fie că sunteți într-o nouă poveste de dragoste, fie că apare un copil, apare o sarcină, apar niște bârfe legate de vreo moștenire, apar niște gelozii din
acest, poate din partea unei persoane care nu este, e singură, sau, mă rog, are copii din două căsnicii, sau pot fi astfel de situații în luna martie, dar veți primi darul cadouri în ciuda acestor, cumva vă veți bate voi să vă, cumva vă văd determinați, cumva vă văd cu ambiție, cu reușite, cu bani, cu câștiguri. Și surpriza, într-adevăr, vă dezamăgește pe voi această persoană, că aici pot apărea niște bârfe, niște răutăți din partea cuiva care exagerează. Cineva exagerează cu răutățile, să zic așa, sau cu gelozia. Cumva și asta vă cam amărăște puțin, vă neliniștește, vă întristează. Vă întristează. Poate și o ceartă, posibil la una dintre voi, să apară vreun scandal. Bârfe legate de vreun scandal, bârfe legate de vreo moștenire, bârfe legate de vreun divorț, dar pentru că voi sunteți într-o altă relație, cum ar veni, și pentru că nu mai sunteți cu fostul sau cu fosta, apar bârfe că, uite, de-aia l-a lăsat sau de-aia te-a lăsat sau cine știe ce altceva. Dar nu vă afectează, decât așa puțin, na, că strică puțin atmosfera. În rest, vă văd cu reușite și realizări, cu noutăți, cu vești. Cam asta e ce pot să spun și pentru luna, următoarele 3 luni de zile pentru zodia Capricorn, ascendent Capricorn. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!